prezentăm Hora de la Plopeni. Nu cumpărați bilete, deja ați plătit spectacolul. Fetele sunt bine amândouă. Treaba merge bine. Sunt realizate, au case luxoase, slujbe bine plătite, frățiorul are afaceri prospere și de viitor, doamna Udrea o duce bine. O duce al dracului de bine. Trăiește bine și doamna Riții, trăiește bine și domn Videanu, trăiește bine și domn Berceanu, trăiește bine și domn Bercea Mondialu. Problema este însă că Traian Băsescu și clica lui au devenit o amenințare pentru toți acei români care așteaptă de la președinte să-și facă datoria. Bună seara, bun găsit la Realitatea Zilei, misiunea care pune punctul pe zi. Să nu fiți invidioși. Într-o țară aflată în plină criză, aflăm de la Crin Antonescu faptul că mai sunt oameni care o duc bine. Unii oameni, pensionari în putere, care își permit să mai muncească, o vor duce rău. Iar guvernul a spus ori pensie, ori salariu. Ceilalți pensionari trebuie să tremure și ei. Președintele PSD, Mircea Joană, un om despre care se spune că este la guvernare, anunță că dacă FMI-ul nu ne mai dă bani, plata pensiilor este în pericol. Societățile private dau zilnic oameni afară, statul le dă șomaj, dar nu mai câștigă din impozite pe salarii. Toată lumea este în pericol. De aceea ne bucurăm că mai există și oameni care o duc bine. Nu se întâmplă doar la nivel înalt. Vă vom prezenta mai târziu un pas de dans popular care este legătura dintre orașul Plopeni, județul Prahova și Portugalia. Nu trebuie să plătiți bilet pentru că deja ați dat bani pe el. Invitați la Realitatea Zilei doamna Alina Gorghiu, deputat PNL, domnul Gheorghe Frundo, senator UDMR, domnul Valeriu Tabără, deputat PDL, domnul Nicolae Bănicioiu, deputat PSD și doamna Andreea Pora, jurnalist. Iată de ce spuneam că trebuie să tremure pensionarii. Nu mai sunt bani de pensii și de salarii dacă acea a doua tranșă de la FMI nu se încasează? Corect. Deci fără banii de la FMI ar putea să apară probleme în achitare? Da, în mod cert. Păi, domnule Bănicioiu, lămuriți-ne o astfel de recunoaștere, precum cea a domnului Geană face cinste acestui guvern? Asta este realitatea. Ce ați fi vrut să nege realitatea? Este situația în care ne aflăm și este, cum să zic, o consecință a demersului de ieri. Faptul că PSD-ul nu a cedat acelei presiuni de a se rupe coaliția, așa cum și-au dorit partenerii noștri, cred că ne va duce în... Stați puțin că vorbeam de pensie. Ne va duce în situația ca FMI-ul să dea acei că bani. Că dacă n-ar veni banii de la Fondul Monetar, nu s-ar mai plăti pensiile sau ar fi mare deranj. Deci din ce știu eu este foarte real afirmația. Păi, domnule Tabără, iau un om de pe stradă, îl pun să guverneze și dacă îi vin banii de la femei, poate să plătească pensiile. Care e diferența? Nu cred că este așa. Eu cred că ceea ce vine de la femei vine într-o tranșă pentru ceea ce a și fost destinat. Nu este vorba de a fi destinat... Cu bani de afară e simplu să plătesc pensiile. Vreau să vă spun că... Și pentru un om de pe stradă. Nu vine să cred, nu am toate datele, adevărat, dar nu vine să cred că situația este așa cum o spune domnul Mircea Joană acolo. Însă vrea să justifice o anumită poziție pe care a exprimat-o sau n-a exprimat-o ieri în Parlament. Nu știu. Ce a fost discuția și hotărârile grupului parlamentar al colegilor noștri de parteneriat. Eu știu că nu este o situație în care să aștepți doar banii de la femei ca să plătești salarii și pensii, ci există și partea bugetară și există și partea... Vreau să ne lămurim. E deranj cu plata pensiilor dacă nu intră tranșa asta de la Fondul Monetar, domnule Frundo? Da, este o problemă. Din primăvară știam că de la 1 iulie nu sunt bani nici pentru justiție, nici pentru medici, pentru sistemul sanitar și nici pentru pensie. Era un fapt recunoscut, inclusiv de domnul președinte Băsescu. Și nu e un secret că o parte din împrumutul pe care l-am luat de la Banca Mondială și de la Fondul Monetar Internațional și de la Uniunea Europeană are ca destinație plata pensiilor și plata salariilor. Și când se termină problema asta, gravă este că guvernul nu a găsit metodele financiare necesare pentru a mări sursele de venit la bugetul central. În loc să creeze loc de muncă, să scadă nivelul impozitelor, strângând de la mai mulți, există o sursă. Introducerea impozitului forfetar este un eșec. Mulți oameni și-au pierdut
locurile de muncă, mulți oameni și-au încheiat afacerile, în loc să crească veniturile, au scăzut. Trebuie să găsite soluții pentru mărirea impozitelor. Plec de la afirmația domnului Geană. Asta este treaba guvernului. Care a recunoscut că dacă n-ar intra banii de la fondul monetar, ar fi mare deranj cu plata pensiilor, doamna Gorghiu. Trebuie să știm dacă așa stau lucrurile. Da, situația nu este o noutate. Așa cum spunea și domnul senator, lucrul ăsta îl știam de luni bune de zile. A doua tranșă venită la apelul domnului președinte Băsescu, acești bani s-au dus către salarii și către pensii și salarii, către cheltuielile curente. Ăsta este efectul situației pe care actualul guvern a generat-o în speță. În alte țări din Uniunea Europeană se iau măsuri anticriză 5 la număr, 4 la număr, în vreme ce la noi sunt trei planuri anticriză, nici măcar acum nu știm ce măsuri s-au luat și dacă se vor lua în viitor apropiat. Este neobișnuit să-ți vină șeful unui partid aflat la guvernare și să-ți spună, dom'le, dacă nu vine tranșa aia, nu se plătesc pensiile, Andreea Pora. Acum, eu nu pot să iau de bună ce zice șeful unui partid, cum ați spus chiar dumneavoastră, pentru că șefii de partide de regulă fac declarații politice. Domnul Geană este în campanie și în interiorul propriului partid, așa că trebuie puse sub un mare semn de întrebare declarațiile domniei sale, mai ales că sunt contradictorii. Ministerul e al domnului Geană, Ministerul Muncii. PSD-ul joacă cu voluptate la două capete, și la putere și în opoziție. Că această a doua tranșă era condiționată de adoptarea, de exemplu, a acestei legi a salarizării unice, este un lucru de notorietate. Că tranșa a doua este destinată pensiilor, eu nu am auzit, asta decât din zvonistica publică a politicienilor. Pe economiști, pe ministrul finanțelor, pe ministrul muncii și pe ceilalți miniștri și chiar economiști, analiști economici, nu am auzit să afirme cu atâta certitudine că banii se duc la pensii. Rămâne să vedem dacă este chiar nu așa. Nu numai că se duc la pensii, dar ne spune că dacă nu intră tranșa. Președintele nu are nici el calitatea să se pronunțe pe chestiile astea. Răspunsul și domnul ministru Pocea. Nu, domnul ministru Pocea a spus că este condiționată tranșa a doua de o lege. Nu, stați puțin, pe mine mă interesează așa. Să lămurim lucrurile, dați-mi voie. Nu, pentru că rămânem așa. Deci, scuzați-mă, doamna Pora. Deci s-a spus clar, într-adevăr există o intercondiționare. Legea salarizării unice, se dea afară un număr mare de oameni din administrație publică centrală, să reducă numărul regiilor și al agențiilor, corect, dar asta este condiția ca banii să vină la pensii și la salarii. Asta este declarația inclusiv a domnului ministru Pocea. Iertați-mă! Eu nu știu, aș vrea să-mi arătați mie, eu n-am auzit așa. Are domnul Geană dreptate? Deci dacă noi nu ne intră tranșa asta, stați puțin că aici totuși discutăm într-o anumită ordine ca să înțeleagă și telespectatorii. Vă mulțumesc! Deci, dacă nu intră banii ăștia, nu se plătesc pensiile și salariile, bun, să zicem că ar fi așa. Dar când se epuizează acordul cu fondul și se încheie, din ce mai plătim pensiile și salariile, domnule Bănicioi? Deci, domnul Dumitrescu, așa este cum a spus domnul Geană. Dacă nu intră a doua tranșă de la FMI, avem mari probleme în a plăti pensiile și salariile. Eu întreb de două, trei ori, pentru că oamenii și acum intră în panică. Păi și eu v-am confirmat încă o dată. Dacă creăm panica, o să intre. Dacă economia nu va merge mai bine anul viitor, stați cu siguranță puțin, acum, că... adică, dacă creăm panică, să palmăm subiectul, să palmăm nu declarațiile palmăm oamenilor. Dar ne dăm cu presupusul acum și nu ne dăm niște cu presupusul. Este o declarație oficială. Dacă îmi permiteți. Nu, oficială nu e deloc presupusul. Deci, noi aici avem declarația unui șef de partid, păi da, unui responsabil care are informații. Șeful de partid, o clipă, domnule Bănicioi, am mai făcut o declarație pe care vă pot pune oricând. Dacă vine cineva în mandatul nostru, 25.000 de euro cash. De ce tot o declarație a domnului Geană? Am o veste bună pentru dumneavoastră. Cash. Cash, exact. Veste cash pentru noi. Exact. O să vedeți câțiva dintre acei oameni care au aplicat acel proiect și o să-i vedeți... O să vedeți și cosmonautul. Cosmonautul l-ați văzut undeva în anii 80, l-ați văzut. Nu, vreau să vă spun că... Să fie cosmonauți. Haideți să trecem de la glumă la lucruri serioase. Deci de-aia vă întreb, sunteți sigur că așa stau lucrurile? Domnul Dumitrescu, deci avem un președinte de partid, da? Avem un ministru de finanțe care a spus acest lucru.
Avem un președinte al statului care a confirmat acest lucru și nici cei de la FMI nu l-au infirmat. Din câte știu eu din discuții, l-au confirmat și ei. Păi ce să facem atunci? Astea sunt datele cu care ne confruntăm. În situația în care dumneavoastră susțineți că așa stau lucrurile, vă întreb, când se epuizează acordul ăsta cu fondul, domnule Tabără? Nu se pune problema. Ce se întâmplă cu banii de pensie? Avem sau nu avem bani? A vorbit ieri ca un șef de partid, nu ca un șef al miniștrilor care sunt acolo. Eu aș aștepta poziția pe care o exprimă domnul ministru Sârbu, de la Muncă și Protecție Socială. E nevoie probabil de o dezbatere în care să vină și domnul Pogea, aici la dumneavoastră. Pentru că responsabilitatea pe care ne-a transmis-o premierul, inclusiv prin ceea ce s-a făcut ieri, nu merg spre o astfel de situație, ci pe una care să îmbunătățească situațiile noastre economice și sociale. Asta este practic ceea ce a însemnat complementaritatea împrumuturi luat de la FMI și de la Uniunea Europeană. Domnule, nu spre ceea ce ar fi o soluție de ultimul moment. Și nu se va ajunge la o astfel de să sperăm că așa stau lucrurile. Domnule eu vă spun că așa stau lucrurile și de fapt toate chestiuni legate de acordul cu FMI se dovedesc că atunci când el este respectat, ne duc spre soluții bune. Dacă depindem în măsura în care pretinde domnul Gioană că depindem de banii fondului pentru plata pensiilor, atunci ce facem când epuizăm acordul? Eu cred că toate acestea trebuia și sunt convins că domnul Tabără și colegii dânsului au discutat atunci când au avut loc dezbaterea în grupurile parlamentare a proiectului pentru care și-au asumat răspunderea. Absolut. Pentru că ele sunt niște condiții care cred eu că au fost admise prea ușor de partea română în discuția cu fondul. Cred că am ajuns într-o situație de umilință, de exemplu, să obligi lumea să iasă 10 zile în concediu obligatoriu, e neconstituțional. E de neînchipuit. Eu nu știu în Europa un asemenea exemplu. La Chicago s-a întâmplat. S-au închis 3 zile, toată în Chicago s-a întâmplat. Deci știți foarte stați bine. Stați puțin ca să lămurim, stimați invitați, să lămurim acum în direct cu domnul Gheorghe Pogea, ministrul finanțelor. Bună seara, domnule ministru. Bună seara. Plecăm de la acea declarație a domnului Mircea Gioană, președinte PSD și președinte al Senatului, că ar fi deranj mare la plata pensiilor dacă n-ar intra tranșa din septembrie de la Fondul Monetar. Bună seara tuturor. Bună seara. Deci eu nu am urmărit această declarație, dar întâmplător am urmărit emisiunea dumneavoastră. Toți colegii din studio, în afară de doamna Pora, nu au reflectat realitatea. Să o luăm sistematic. Până acum, Guvernul României nu a tras decât 1,5 miliarde de euro de la Comisia Europeană. Din ei mai sunt încă neutilizați între 800 și 1 miliard de euro. Din știința mea, până acum s-au plătit toate pensiile și toate salariile. Al doilea lucru. Banii de la Fondul Monetar Internațional până acum, cele 5 miliarde care au intrat în luna mai, mai exact în luna mai, au fost utilizați în exclusivitate de Banca Națională și destinația lor a fost pentru consolidarea rezervelor, pentru stabilitatea cursului și așa mai departe. Doar următoarele două tranșe în urma discuțiilor cu Fondul Monetar Internațional, respectiv tranșa din 23 septembrie și din 15 decembrie, urmarea înțelegerilor, am solicitat să o obțină guvernul pentru a-și micșora cheltuielile cu dobânzile, având în vedere că rezervele internaționale ale băncilor sunt suficiente. Lucru cu care domnule ministru, de acord. Deja devine foarte tehnic. Eu vreau doar să infirm sau să confirm declarația domnului Gioană, că nu s-ar mai plăti pensiile dacă nu vine următoarea tranșă de la Fondul Monetar. E corectă sau e incorectă? Asta ne interesează. Și mă puneți în studio, vă pun la răspuns. Vă rog. Deci, în primul rând, banii care sunt luați de la Comisia Europeană, cei 5 miliarde, se iau în 5 tranșe, dintre care până acum n-a fost trasă decât o tranșă. Ați spune că pentru 2009 banii aceștia sunt utilizați pentru plansa pensiilor și salariilor este o mare minciună. Pentru că noi până acum am plătit plansii și salarii fără să utilizăm acești bani. Bun, e regulă. Am rezolvat declarația domnului Gioană, înseamnă. Înseamnă că am rezolvat. Vă mulțumesc pentru răspuns. Comentează pe televiziune. Cele 20 de miliarde fac obiectul unui pachet de finanțare externă pe 24 de luni și noi n-am tras guvernul decât unul singur.
Deci răspunsul meu este următorul. Chiar dacă situația economică este dificilă, veniturile publice ale bugetului general consolidat pe primele 8 luni sunt mai scăzute cu 7,2% față de aceeași perioadă anului trecut. Am realizat un deficit de 4,4% din produsul intern brut pe 8 luni de zile, 7,3 fiind cel pe care l-am agreat cu Comisia Europeană, Fondul și Banca Mondială până la finele anului. Iar orice împrumut extern pe termen lung are o regulă de aur, el finanțează investițiile. Deocamdată, volumul deficitului angajat de România pentru anul 2009 este în jur de 36 de miliarde. Domnul ministru, am înțeles cu precizarea că deja am lămurit tema. România va avea bani ca să plătească salariile și pensii. Mulțumesc, asta vreau să aud, domnule ministru. Vă mulțumesc foarte mult. Devenise foarte, foarte tehnic. Nu e subiectul să luăm la întrebări pe domnul ministru. Avem multe alte subiecte. Am vrut să întrebăm doar dacă declarația domnului Geană are acoperire sau nu are acoperire. Și domnul ministru al finanțelor, care are sacul cu bani în ordinea domniei sale, ne-a lămurit. Acum, ce s-a întâmplat este banii lograda domnului are, ministru. Banii spus, sacul Poftim? Are, banii nu-i prea are, trebuie să vină. Bun, vedea. E ceva însă cu banii și cu cumulul pensie-salariu. Iată ce descoperim. Dacă îmi permiteți, domnul ministru Pogea ne-a spus acum că încasările față de anul trecut sunt doar cu 7,2% mai puține decât anul trecut. Vreau să depășim chestiunea asta. Nu, dar am o întrebare. Eu nu cred că e adevărat. Deci vreau să depășim De ce dăm afară oameni dacă sunt doar cu atât? Am vrut doar să vedem dacă domnul Geoană are sau nu dreptate. Dacă nu mai primim pensiile în funcție de tranșa de la Fondul Monetar. Puteți să credeți? Am ascultat și punctul de vedere al ministrului de finanțe. Mergem mai departe. Puteți face altceva. Vă rog. Dacă nu e emisiunea economică și atunci una politică, dați-mi și mie voie să întreb ca și reprezentant al opoziției. Cum președintele Senatului și ministrul de finanțe au așa o poziție opusă? Unde e coerența acestei coaliții aflate la guvernare? Membrii aceeași coaliție. Nu vă supărați pe mine. Eu, ca cetățean, ce pot să mai înțeleg dacă președintele Senatului vine una și spune și ministrul de finanțe îmi spune Da, am luat ambele puncte de vedere. Și noi, ce să facem? Nu stăm numai într-un picior. Însă mai avem două lucruri care trebuie... Președintele Senatului e om politic, nu e economist de meserie și îi place să fie tot timpul în opoziție și să se aprovizioneze din punga de bani de la putere. Deci, din păcate, și ministrul de finanțe e om politic și nu e nici economist de meserie. Haideți să ne oprim puțin. Mai avem o dandana, ca să nu spun altfel. Ok, profesionist. Mai avem o dandana. Vine cu rezumatul Dan Barbu. Bună seara, Dan. Bună seara, Răzvan. Bună seara, doamnelor și domnilor. Haos în problema reglementării cumulului pensie-salariu. În prezent există două legi care se referă la interzicerea cumulului. Prima lege, inițiată de guvern, a fost transmisă în luna aprilie Parlamentului și a trecut astăzi de Senat prin adoptare tacită. Cumulul pensie-salariu este reglementat însă și prin legea privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, inclusă în pachetul de legi pentru care guvernul și-a asumat răspunderea ieri în Parlament. Cele două legi prevăd că beneficiarii dreptului la pensie pot cumula pensia netă cu veniturile salariale dacă nivelul acesteia nu depășește nivelul salariului mediu brut pe economie. În textul care a trecut acid de Senat se precizează că cei care cumulau pensia și salariul aveau de ales între suspendarea plății sumei pensiei nete care depășește nivelul salariului mediu brut pe economie sau menținerea pensiei și încetarea raporturilor de muncă. În schimb, în legea trecută prin asumare se precizează că persoanele au obligația ca în termen de 15 zile să-și exprime în scris opțiunea între suspendarea pensiei și încetarea raporturilor de muncă dacă nivelul pensiei depășește nivelul salariului mediu brut pe economie. Proiectul de lege trecut în mod tacit de Senat va fi dezbătut și de Camera Deputaților în calitate de cameră decizională. Ideea este că lucrurile sunt diferite între cele două proiecte. Ambele vin de la guvern. Unul prin asumare s-a asumat răspunderea ieri. Altul, iată, s-a adoptat tacit de Senat și urmează să meargă la cameră. Și eu vă întreb dacă această cameră o să-l adopte, care dintre ele va fi literă de lege, cel asumat sau celălalt și cine răspunde pentru dandanaua creată, domnule Tabără. În primul rând, dați-mi voie să cred că e din nou o chestiune speculativă, știu, fiindcă un proiect... De ce toate documentele sunt chestiuni speculative în România? Păi, dar spune acum că va trece legea și că va fi e adoptat acid de Senat. Și asta nu înseamnă că este lege. Păi nu e deci este lege. O procedură, da. Ea vine, de fapt, Camera Decizională, este Camera Deputaților și abia după aceea ea este o lege. Eu sunt convins că dacă apar astfel de chestiuni, nu e prima, eu am fost la o comisie. Vreau să vă spun că
trăiesc uneori chestiunile acestea de contradicții pe care va trebui să le rezolvăm la Camera Deputaților. Ori o astfel de problemă e clar că ea va fi analizată în comisiile Camerei Deputaților și nu vor fi în contradicție cu alte legi. Iertați-mă, stați puțin, era foarte simplu. Era pe ordinea de zi la Senat. Înseamnă că nimeni n-a avut nici măcar bunul simț în Senat să zic că avem o asumare a răspunderii. Vă rog, stimați colegi, haideți să o retrimităm înapoi sau să facem altceva cu ea. Eu bănuiesc că în situația acestor legi au fost mult mai multe acte legislative astăzi care au trecut prin... Iertați-mă, ambele vin de la guvern, domnule Frundo. Nu e clar că unele care au termene și au epuizat termenul trec tacit. Păi la camera nedecizională. Trec tacit înseamnă adoptare. Nu înseamnă adoptarea. Cum să nu? Nu. Adoptarea proiectului de prima cameră. Păi da, asta înseamnă adoptarea. Nu înseamnă adoptarea legii. Nu este legi. Dacă în cameră se întâmplă să ia vot pozitiv. În camera decizională, prin Comisia de Buget Finanțe, prin Comisia Juridică și așa mai departe. Repet, dacă trece de cameră, ce se întâmplă, domnule Frundo? Eu cred că trebuie să facem o distinție când este vorba despre inițiative legislative. Aole unor parlamentari. Și suntem 470 de parlamentari care depun inițiative în aceleași domeniune, ori într-adevăr se bat cap în cap sau sunt aceleași și se comasează. Dar atunci când guvernul are un proiect de lege și și-a asumat răspunderea și are un ministru pentru relația cu Parlamentul, normal ar fi fost ca să se spună în Senat, ne-am asumat ieri răspunderea, retragem proiectul de lege. Și lucrurile mergeau înainte. Astfel, tratamentul va veni tot în Camera Deputaților, între comisia nu va avea altă posibilitate decât să constate că a rămas fără obiect proiectul respectiv și prin asumarea răspunderii, problema este tratată, reglementată vă rog, legea respectivă. Nu e vorba de același proiect, poate mă înșel. Nu, se referă la mediu brut, altul. Nu, știu, astea sunt detalii. Cred că fondul problemei este important, fondul problemei să nu mai se cumuleze salariul cu pensia. Deci nu e o inițiativă legislativă, nu, a 72 sau ordonanță care a fost, i s-a făcut un raport de respingere în comisie, din cât știu eu. Doamnă, după ce a fost declarată neconstituțională ordonanța, obligatoriu trebuia să fie respinsă această ordonanță. Asta e practica, procedura parlamentară. Asta este justificarea pentru care PNL și PSD au votat împotrivă. Doamnă, PNL-ul a făcut această sesizare de neconstituționalitate. Dacă ați ști istoria, probabil că ați înțelege mai bine. S-a făcut sesizarea pe neconstituționalitate, s-a respins această ordonanță a guvernului, pentru că eu nu cred că dumneavoastră sunteți de acord și nici nimeni în România nu este de acord ca ordonanță să treacă fiind neconstituționale și oamenilor să li se aplice niște dispoziții în pofida legii fundamentale a statului. Dar dumneavoastră, procedura parlamentară pe care inclusiv PDL-ul a urmat-o în cazul acestei cred ordonanțe că oamenii sunt mai puțin interesați exact de procedură. Eu vreau să vă întreb. Termin și eu ideea. Da, vă rog. Voie, că nu este ordonanța inițiată de mine, eu doar am participat la sesizarea către Curtea Constituțională. Este una moarte care datorită unei... Dar numai un lucru aș vrea să finalizez pe partea cu ordonanța și să sesizez aceeași lipsă de coerență acestei guvernări. Proiectul a venit de la același minister, atât în pachetul de asumare a răspunderii, cât și în Senat. Nu vreau să spun nimic altceva, dar acel ministru, nu vă supărați pe mine, știa că acea ordonanță se află acolo. Ministrul trebuie să știe cam ce proiecte sau cam ce ordonanțe pleacă păi de la guvernul. Ministrul relației cu Parlamentul e de la dumneavoastră. Ca să zic așa, intervenisem exact. Și n-am apucat nici eu să-mi duc ideea un clipă, până doamne, acolo. Stați puțin să lămurim. Da. E o chestiune de procedură. Cedez 30 de secunde, da. Domnule Părat. Păi nu, cedați acum ca să vă gândiți eventual și cum răspundeți. Nu. Pot să răspund acum. Aveți un ministru al relației cu Parlamentul. Este foarte adevărat, dar este foarte adevărat că această grabă nejustificată, după părerea mea, cu care au fost aduse în fața Parlamentului cele trei pachete de legi a dus și la anumite erori. Și nu este singura eroare, cea despre care discutăm adoptare aici. Adoptare tacită înseamnă că n-am băgat-o în seamă până Senat, a trecut termenul. La Senat a fost o adoptare Senat, tacită. Exact. Domnul ministru al relației cu Parlamentul are un secretar de stat pentru Senat și un secretar de stat pentru Camera Deputaților. Deci e o confuzie, domnul Dumitrescu. Deci nu vreau să mă leg nici de secretarul de stat pentru Senat, care nu e din partidul meu, dar nu asta contează. Forma trecută de Senat este o formă preliminară, așa cum vă spuneau și colegii mei. Deci forma finală, forma de lege, va fi dezbătută în cameră, în comisiile de specializate și armonizată cu ceea ce a trecut în pachetul de asumare. Deci nu există o eroare în momentul de față. Bun, doamna Părea, vă rog. Da, sigur că detaliile acestea procedurale chiar pot îngropa esența unei chestiuni.
Esența chestiunii este dacă parlamentarii într-adevăr sunt de acord și au de gând să voteze sau să nu schimbe ceea ce prevede acest pachet de legi pe care s-a asumat răspunderea, și anume interdicția cumulului pensiei cu salariu. Iar senzația în opinia publică și în media este că parlamentarii nu doresc, din cauza că mulți dintre actualii parlamentari, foștii parlamentari, vor pierde niște beneficii, din cauza că sunt alte categorii profesionale care la rândul lor vor pierde niște beneficii. Apropo de ce spunea domnul Bănicioiu cu graba nejustificată, nu știu ce mai putem vorbi de grabă după 20 de ani în care reforma educației s-a făcut așa cu petec lângă petec lângă petec, deci nu văd chiar unde este graba. Nu văd de cine... Asta probabil că nu știu dacă ați apucat să citiți legea finală. Eu am citit-o și aș dori să discutăm tot pe fond și nu pe declarații politice. Discutăm. Ce este prost în a se interzice, de exemplu, plagiatul? Ce este prost în a se interzice clanurile în universități? Ce este prost în a se da, a se înlocui cumulul pensiei cu salariu? Eu sunt total de acord cu ce spune doamna Pora. Nu. Spuneam că reforma din ultimii 20 de ani în educație a fost prost făcută. Dar legile pe care s-a asumat răspunderea sunt bune? Nu, legile acum au un principiu foarte bun. Ne întoarcem la secretul acela lui Polișină. Ați auzit ce a spus domnul Mircea Joana, ați auzit ce a spus ministrul finanțelor Gheorghe Poge. Acum o să auzim ce spune domnul Marian Sârbu, ministrul muncii. Apropo de chestiunea pusă în discuție în urma declarațiilor domnului Joana făcute la Realitatea FM. Bună seara, domnule ministru! Bună seara! În esență, domnul Joana spunea că dacă nu vine tranșa următoare de la Fondul Monetar, o să avem dificultăți cu plata pensiilor și salariilor. Așa. Și vrem să știm dacă așa stau lucrurile sau dacă nu stau așa lucrurile. Contextul întreg al împrumutului pe care l-am contractat cu organismele internaționale, Fondul Monetar, Banca Națională Uniunea Europeană, e unul care ține de o anumită dificultate financiară în care se află România, și orice conflict sau orice criză politică are cu siguranță efect în ceea ce privește capacitatea de acces a guvernului la finanțare externă. Ca să nu mai vorbim, exact, la finanțare ieftină, da. Vă cer așa un răspuns clar. Dacă, Doamne ferește, n-ar veni tranșa asta, Doamne ferește, lucru care nu cred că se va întâmpla. Dacă n-ar veni tranșa... Da. Dacă n-ar veni tranșa, ați putea plăti pensiile și salariile? Mi-e greu să vă spun în acest moment. Ceea ce știu este că la 8 luni de zile este una extrem de bună, iar în ceea ce privește strict capacitatea de acces la bani ieftini, ca să folosesc termenul acesta, vreau să vă spun că în primele 8 luni cea mai importantă creștere în cadrul cheltuielilor guvernamentale, în cadrul cheltuielilor generale, au fost cele cu dobânzile, domnul Dumitrescu. Bun, deci vă e greu să-mi dați un răspuns tranșant. Piața internă, nu mi-este greu, realmente, nu pot să vă dau un răspuns tranșant, cu certitudine am avea probleme. Bun. În ce măsură, de exemplu, am putea să alegem să plătim precădere pensiile sau salariile sau locațiile de stat și așa mai departe, și să renunțăm la investiții. Deci, până la urmă, asta ar fi o decizie mai dificilă pe care ar trebui să o ia guvernul în lunile următoare, în situația în care, într-adevăr, această tranșă n-ar mai veni. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Prin urmare, domnul Joana susține că avem probleme, domnul Pogea că n-avem probleme, domnul ministru al muncii că am avea probleme, deci ne-am lămurit. Domnul ministru al muncii este pe din afară, parcă face parte din alt film și din mergem alt guvern. Mergem mai departe. Nu vă supărați, deci sunt potriva stilului de așa ni, de acalomia. Credeți că sunteți asupra tuturor. Dați-mi voie. Domnule Frânda, deci vă apreciez prea mult ca să intru într-o polemică de genul acesta. Să spuneți că parlamentarii au un interes în pensie. Și voi reveni la treaba asta. Dar am auzit toți aici.
Domnul Sârbu a spus o a treia variantă. E cam bancul cu Rabini. Nu. Și primul are dreptate și al doilea și al treilea. Toată lumea are dreptate. Nimeni nu ne lămurește. Nu a spus a treia variantă, ci pur și simplu n-a răspuns. Stimați invitați, haide să... Haide să trecem peste acest subiect. Chiar nu mai vreau să dezbatem. Am avut doi președinte de partid și doi miniștri. Sper să ne fi lămurit chiar ei. Pentru că așa și vreau să spun și eu despre oricare alt politician care nu e din partidul meu și nu cred că e normal. Stimați invitați, chiar nu mai vreau să discut. E necesar o chestie de mi-e limpede că de fapt nu l-am lămurit. De la doi miniștri și un șef de partid. Eu aș vrea să vă spun pentru că în final domnul ministru Sârbu a venit pe exact ceea ce spunea Pogea. Adică această prioritate a investițiilor. Și eu am mai spus încă un lucru, evitarea unui de a evita o criză politică cu repercusiuni în economie, de a deranja procesul întreg. Asta a fost problema de fond. Ori poziția domnului ministru Sârbu s-a suprapus și pe ce atât am spus vreau să știu. Și pe ceea ce a spus domnul Ponta. Fără paranteze și cu alte chestii. Nu sunt paranteze. Să plătesc sau nu pensiile sau salariile? Eu spune că un lider de partid trebuie să-și întrebe în primul rând miniștrii, specialiști pe domeniu și apoi analiști. Chiar mă opresc. Deci e ratat pentru cetățean. Cetățeanul n-a auzit în seara asta niciun răspuns concret. Nu, un răspuns concret ar fi fost foarte simplu de dat. Nu depinde plata salariilor sau pensiilor noastre de tranșa de la Fondul Monetar sau da, depinde de la tranșa de la Fondul Monetar. Asta de ce nu reușesc politicienii să folosească cuvinte simple? E greu de înțeles. Stimați invitați, avem o disciplină în această emisiune. Altfel să știți că reinventez tehnica cu 5 studiouri, nu cu 2, fiecare în alt studio. Vă mulțumesc foarte mult pentru înțelegere. Mergem mai departe. Socialdemocrații spun că au fost șantajați de PDL pentru a-și păstra locul la guvernare. Mai precis, PSD a fost obligat să susțină decizia guvernului de asumare a răspunderii pentru cele 3 legi în schimbul rămânerii la putere. Vă recunosc că atât președintele PSD Mircea Joană, cât și senatorul Miron Mitre. Dumneavoastră, dacă ați avea un plan de afaceri la Realitatea FM și, în mod normal, ar trebui să-l faceți în 2 luni de zile, în consultare cu specialiștii, cu marketingul, și cineva v-ar spune, haide să-l facem în jumătate de oră. Dumneavoastră, ce ați face ca profesioniști? Și dacă vă spune, știți ce, dacă nu vă place, plecați acasă. Cam asta a fost tipul de șantaj și intimidare. PSD avea de ales între 2 soluții. Ieșim de la guvernare să nu acceptăm asumarea răspunderii pe această lege, să rămânem la guvernare și acceptăm călușul pus. S-a încercat la un moment dat să se impună un alt calendar. V-am spus, nu s-a acceptat. Din moment ce am decis că rămânem la guvernare cu orice preț, din motive care le putem discuta, 1000 de ani pot fi privite într-o parte sau în alta, sigur că s-a acceptat un șantaj al adoptării prin asumare. O să avem 40 de secunde pentru un răspuns de la fiecare invitat. A fost șantaj, domnule Băniciu? Adică rămâneți de dragul guvernării, vă lăsați șantajați? A fost o presiune evidentă asupra PSD-ului de a fi dat afară de la guvernare. Problema aici, din punctul nostru de vedere, se punea că în momentul de față mai trebuie turnat gaz peste economia României, că în rest foc are cine să-l toară. Doamna Gorghiu. Din punctul meu de vedere, este un șantaj biunivoc pe care îl practică PSD-PDL. Și am să-mi explic în 20 de secunde ideea. PSD-ul acceptă să rămână la guvernare, deși este amenințat că va ieși, că este, va fi dat afară de la guvernare dacă nu-și asumă răspunderea, dacă nu face vicepremierul Boc și așa mai departe. În vreme ce PDL-ul acceptă acest șantaj al PSD-ului cu discursul acela de opoziție plin de patos, pentru același motiv, ca cele două partide să rămână pentru interesul puterii în continuare la guvernare. Tabăr. Se plâng de șantaj. Nu știu de un astfel de șantaj. Este o alegere a PSD-ului de a susține o responsabilitate pentru 3 legi de fond pentru reformă în România, inclusiv pentru reformarea statului, până la urmă, sau părți din instituțiile statului la care particip sau nu particip. N-a fost niciun alt fel de șantaj. Primul ministru și-a asumat această responsabilitate, PDL-ul și-a asumat această responsabilitate până la capăt. Restul este chestiunea PSD-ului. N-avem nicio treabă în chestiunea de a șantaja într-un fel sau altul. PSD-ul. PNL-ul cu UDMR-ul am introdus sau vom introduce în termenul constituțional de 3 zile moțiunea de cenzură. Fiecare partid are posibilitatea acum de a-și arăta opoziția față de celălalt. Dacă PSD-ul crede că nu e de acord, votează moțiunea, PDL-ul, poate și membrii PDL-ului, din rațiuni politice, să voteze moțiunea și atunci, în termen constituțional, vom avea un prim-ministru nou sau același și un guvern nou.
Doamna Pora, deci, cine pe cine șantajează? Sunt de acord cu domnul Fundo. Deci PSD-ul are posibilitatea acum să iasă și să rupă acest șantaj, să-l arunce jugul PDL-ului și să susțină moțiunea inițiată de PNL și de PDL, dacă are chiar așa UDMR, nemulțumiri față de această lege, dar eu mi-aduc aminte că PSD-ul în legislatura trecută, în cabinetul Tăriceanu, nu și-a votat nici măcar propria moțiune. Așa că m-aș mira. Bun. Mai avem o declarație interesantă pe care a făcut-o președintele Traian Băsescu, întrebat despre candidatura, o eventuală candidatură la funcția supremă în stat. Iată ce a declarat președintele astăzi. Candidați la președinție? Asta mă întrebați-l pe Dumnezeu. Am încercat, am mers la vreo două biserici, n-am primit răspunsul. Ne dă cineva un răspuns, domnul Tavără? Nu, aș fi vrut să vedem întrebările puse la biserică, cum au fost formulate. Că n-am poate... primit răspunsul. Nu, cred că președintele a îndrumat bine pentru acest moment. Pentru acest moment. Deci președintele, dacă vrea să afle în măsura în care candidează sau nu, se duce și îl întreabă pe Dumnezeu sau cum? Nu, a trimis pe alții să întrebe. Da. Dar domnul președinte s-a prezentat ieri în fața Parlamentului cu o declarație. Pe cine trebuie să întrebăm, domnule Fundo, pe Zeus sau pe Dumnezeu? Nu, Zeus și-a susținut deja cuvântarea de inaugurare a campaniei. Asta a făcut ieri președintele Băsescu, o discuție de două ore, plicticoasă ca pe vremurile lui Ceaușescu, și o uzurpare a rezultatelor tuturor guvernelor și tuturor instituțiilor statului. A fost o candidează început de sau nu candidează? Pe candidează, cumpăr eu pe ce vreți dumneavoastră. Doamna Gorghiu. Eu ideea asta am priceput-o din tot discursul de ieri al președintelui la Parlament, care, sincer să fiu, mă așteptam să fie altfel, nu un discurs de anunțare a candidaturii în Parlamentul României, dar ideea asta cred că a priceput-o foarte multă lume. Traian Băsescu a venit în Parlamentul României să anunțe printre rânduri candidatura pentru al doilea mandat. Doamna Pora. Sigur că politicienii fiecare decriptează cam cum fiecare acum îi convine. Sigur, acum discursul într-adevăr a fost excesiv de lung. Acum că unii s-au plictisit, înțeleg că v-ați plictisit alături de domnul Antonescu, nu că și dânsul s-a plictisit de moarte și tot chestia cu Ceaușescu a zis-o. V-ați faceți un sondaj că i-a plăcut în parlament. Nu, că au sărit în ochi aceste două declarații. Am spus că de la Ceaușescu până acum nimeni n-a vorbit în o oră 40 probabil de minute că l-ascultați pe Ceaușescu, eu nu l-am ascultat. Nu, de partid, atunci aveam șansa să decuplez televizorul, acum sunt Cred că acest discurs a fost sigur un discurs de bilanț. Candidează sau nu? Asta e întrebarea. Evident că o să candideze, dar e clar că nu ne anunță acum. E clar că nu ne anunță. Mai trebuie să mai avem răbdare două săptămâni și domnul Joana n-ați văzut că a spus că își reglează anunțul candidaturii față în funcție de a lui Băsescu, opresc, așteaptă și el ceva. Dar de ce spuneți domnul Antonescu, care e singurul care și-a anunțat candidatura din timp și a asumat-o? Privesc și eu ascult cu toată simpatia pe doamna Pora, dar ori de câte ori întrebați de Traian Băsescu, încearcă să răspundă despre Mircea Joană și alți contracandidați. De referitor la răspunsul președintelui de astăzi, păi, ia tot un râs cum i-a luat și până acum cei 5 ani de mandat. Adică așa a fost și răspunsul de azi, întrebați-l pe Dumnezeu. Deci mie mi se pare o replică neserioasă, nedemnă de președintele României. Dar trecând peste asta, faptul că ieri a venit în Parlament să facă un bilanț, am înțeles, e un bilanț fals, după părerea mea, pentru că n-a enumărat, eu nu cred că a fost deloc echilibrat discursul, n-a enumărat niște realizări cu care, pe care eu nu le-am văzut. Tot în România asta am trăit, n-am văzut reforma justiției, ba, din contră, l-am văzut pe Haisan plecând din țară, eliberat, pardon, nu așa. Nu l-ați văzut plecând din țară. Nimeni nu l-a văzut când a plecat. Nu. L-am văzut că a început să nu mai fie în fața justiției. Ne-am trezit doar că a plecat. Exact. Dacă l-ar fi văzut, l-ar credeam, fi prins. Credeam că vine domnul președinte și ne spune acum ce s-a întâmplat cu răpirea din Seraică. Până la urmă ne-a prezentat-o domnul, și pe asta ca pe o mare... Credeți că ăsta e... Nu. Dar ce m-a deranjat, dacă îmi permiteți, doamna Pora... Ceea ce m-a deranjat a fost că a venit să se laude cu niște lucruri care nu-i aparțin și pe care le-a criticat până acum. Păi când are dreptate? Când ne spunea că premierul Tăriceanu stă la masă cu corupții,
Înțeleg toate nemulțumirile. Singura noastră întrebare, adresată chiar președintelui, a fost dacă dânsul candidează sau nu. Răspunsul a fost interesant. Să întrebăm pe Dumnezeu. Văd că dumneavoastră știți că domnul președinte candidează. Deci sunteți Dumnezei, domnule Tabără. Domnul Dumitrescu, eu vreau să vă spun că între ceea ce a exprimat domnul Joan azi la radio, o chestiune de dezastru, și ceea ce a însemnat discursul președintelui de ieri, există într-o parte o responsabilitate. Și eu mă refer la ceea ce a fost ieri în Parlament. Și responsabilitatea a aparținut unui președinte de țară, în funcție, mai puțin pe chestiuni de candidatură, și era normal ca acest bilanț să țină în fața Parlamentului, mai lung sau mai scurt. Unii am văzut că au învățat ceva. Este prima dată când Plin Antonescu iese și el cu o fițuică. Își notase, uitase câteva lucruri. Și în al doilea rând, vreau să vă spun că toate la momentul oportun se vor face, e clar. Bun, știți care e momentul oportun? Pentru că sunt oportun? Probleme care sunt convins că vor fi luate la analiză și i-aș ruga pe adversarii sau cei care sunt anunțați potențiali candidați să analizeze și probleme de strategie. Vă răspundați voi, că nu pot să o las așa cu ideea asta pe care domnul Tabără, nu știu de ce așa lipsă de respect pentru ideea candidatului unui partid și candidatului la președinția unui țări. Nu, am respect deosebit, vă asigur. Nu puteți să spuneți despre Crin Antonescu că stătea cu o fițuică. Crin Antonescu, de bine de rău, este singurul candidat care face cu totul și cu totul altfel de campanie. În opoziție, slavă cerului, cu a președintelui Băsescu, cu Mircea Geoană și de bine de rău. În opoziție cu președintele, decât faptul că președintele Băsescu este mai cel care a fost astăzi, spre deosebire de președintele Traian Băsescu, cel care a pus punctul pe ei și a spus și realizările guvernului Tăriceanu pe care domnul Băsescu și le-a asumat. Bun. Și a enumerat și nerealizările. Știți ce e îngrijorător? E îngrijorător că un membru important și cunoscut al acestei coaliții descrie coaliția într-un fel în care nu știu dacă vă face sau nu cinste. Haideți să vedem ce spunea despre coaliția Antonie Solomon, primarul Craiovei. Care va fi soarta coaliției la Craiova? Mă, n-auzi că nu există. La Craiova n-am simțit că există coaliție. Din moment ce conduci cu liberali la nivel de județ, ce coaliție să fie? Asta așa, la modul, nu știu, declarativ, cum oficial stilul. Oficial nu se destrămat. Oficial ne merge bine în politică. Deci nu există coaliție între PSD și PDL la nivel de județ. Pe la nivel central, care credeți că va fi soarta coaliției? Ce am spus eu despre coaliție odată? O prietenie între doi hoți care sunt prinși cu mâna pusă la lălulat. Asta e coaliția. Domnul Antonie Solomon, primarul Craiovei, descrie coaliția o prietenie între doi hoți care sunt prinși unul cu mâna în buzunarul celuilalt. 40 de secunde de comentarii. Acum, mâna stângă sau mâna dreaptă? Că dacă amândoi au mâna în buzunarul celălalt, măcar care mâină este. Domnul Solomon are tot dreptul să vorbească de hoții, având în vedere că infracțiunile în Craiova au crescut foarte mult în ultimii ani, are tot dreptul să vorbească despre hoții. Nu știu acum la care s-a referit, da. Poate la cei din partidul domniei sale. Dânsuși zgrăvea coaliția, domnule Tabără. Da. Poate vorbea de doamna Rita. Eu cred că la Craiova foarte mulți ar trebui să vorbească altfel, pentru că eu am avut o discuție pe Șimnic, pe stațiunea Șimnic, și nici măcar colegii parlamentari nu trebuiau să vorbească prea multe despre ce se întâmpla acolo. Vreau să vă spun că sunt probleme mari în care zonele politice sunt separe în coordonarea altora și mi-asum răspunderea pentru ce spun acum. Însă vreau să vă spun că coaliții la nivel de județ sunt cu totul altele. Sunt făcute cu între PSD. Ați auzit descrierea. Vreau să vă spun că ele n-au funcționat. Deci protocolul între PDL și PSD în foarte multe locuri nu a funcționat. La nivelul de cerință și de prevedere din protocol. Perfect. Dânsul zice așa. Doi hoți. El vorbea de o coaliție, prinși, nu vorbea de protocol, domnul Solomon. Și aici este cu mâna în buzunarul celuilalt, domnule. E o acuză foarte gravă. Nu vreau să comentez acest text. Pur și simplu iau cunoștință de el. Dar vreau să vă spun un lucru. În Franța sau Germania sau Ungaria nu există că la nivel central să ai o coaliție și la nivel regional, județean, să ai alte coaliție. Acesta arată o mentalitate bolnavă și toți, absolut toți din toate partidele, pe viitor trebuie să revizuim acest punct de vedere. E inadmisibil. Sau suntem într-o coaliție la toate nivelele sau nu suntem. Ceea ce se întâmplă este tipic bucureștean, tipic românesc, tipic imoral. Păi da, jurnaliștii așa sunt, închid cercul. Vă rog. Okay.
Declarația nu mă surprinde, nu este prima de acest fel pe care domnul Solomon o face. Ceea ce nu mă surprinde este că s-ar putea să știe destul de bine realitățile din cele două partide, mai ales că dumnealui a fost membru PSD înainte, acum a devenit membru PDL. Bănuiesc că cunoști destul de bine ce se întâmplă în sânul unui partid în momentul în care... Așa e, cum zice Solomon. Le știe și Mihai Voicu cu o coaliție. A trăit prin mai multe experiențe de coaliții pe la... Lămurim declarația asta, pe care o face un membru al coaliției, de fapt. Da, da, da. Vă rog. Spune-o sigur. Da, ce să spun, ce să comentez, cine este Solomon și, în general, să comentăm... Vă rog, stimați invitați, chiar nu putem respecta o regulă a emisiunii. E simplu să vorbești despre altcineva care nu e în platou. Eu sunt dator cu explicații de respectatorilor. Ori de câte ori foloseam două studiouri, niște invitați care nimerau un alt studiou se simțeau vexați de faptul ăsta. Acum chiar că o să punem mai multe studiouri. Chiar în România nu putem respecta o regulă de bun simț. Deci eu am ascultat în tăcere când a vorbit doamna Gheorghiu, însă și pot să și tac, nu e nicio problemă. Deci cred că, nu știu, nu e foarte important ce zice domnul Solomon tocmai de la Craiova. Este evident că această coaliție, cum mi s-a spus ieri, un compromis în interes național, nu? În sfârșit, e puțin stranie. Ea n-a funcționat, de fapt, la nivel județean de la bun început. Chiar de la bun început a fost această discuție cu PNL-ul, deci sunt multe județe în care s-a păstrat vechea coaliție cu PNL-PSD, n-ai ce face. Vreau însă să spun... Foarte scurt, vă rog, da, că trebuie să intrăm în pauza. Aș vrea să mi se dea un exemplu de bilanț netriumfalist în 20 de ani. E greu de dat. Da? Ok, dacă tot criticăm, măcar să... Nimeni nu și-a făcut un bilanț cu erorile pe care le-a creat sau cu deranjul creat la guvernare. Rămâneți cu noi. Alții n-au venit niciodată în fața Parlamentului să prezintă situația. Rămâneți cu noi, pentru că după scurtă pauză, stimați invitați, chiar vreau să comunic ceva telespectatorilor și credeți-mă că este important. Vă mulțumesc pentru a nu știu câte oară încă o dată în această emisiune. Deci, după o scurtă pauză, veți vedea ce se întâmplă când trimiți un reporter pe firul sesizărilor care vin de la telespectatori. E foarte interesant. Rămâneți cu noi. Dacă toți copiii ar putea să-și creeze ciocolata preferată, exact așa ar face-o. O ciocolățică pe măsura lor cu miez de lapte. Prin urmare, Kinder a creat o ciocolată exact pe gustul lor. Ciocolata Kinder, creată special pentru copii. De când folosesc 24 Banking BCR, timpul are altă valoare pentru mine. Oare unde s-a irosit timpul meu? Mi-aduc aminte că înainte aici am așteptat 45 de minute. Aici am pierdut o oră să plătesc biletul de vacanță. Și încă două ore în trafic. Acum am câștigat 3 ore și 45 de minute și mă bucur de ele. Spune-le și prietenilor tăi despre 24 Banking BCR și o să jucați tenis mai mult. Folosește banca eficient. BCR. Gândim la fel. Cele mai bune 6 filme de război și dragoste ale maestrului Sergiu Nicolaescu. Vineri, 18 septembrie, DVD-ul Șuleandra, la doar 10 lei și 99 de bani, numai cu ziarul Adevăr și Ghidul TV. O lecție susținută de... E casa casei tale. Stai deoparte sau te implici? Am ales să ne implicăm în viața românilor, zi de zi. Împreună am ridicat 6 parcuri. Am făcut România mai verde cu peste 200.000 de arbori. Am reconstruit peste 100 de case și 4 școli. Nu e mereu ușor, dar împreună vrem să mergem mai departe. Pentru că România va crește prin bun simț și responsabilitate. Respirație proaspătă cu numai 2 calorii. Tic-tac, nu se știe niciodată. Ai aflat noul preț la radiatoare? La Romstal găsești radiatorul de oțel 600 pe 1000 la numai 199 de lei. Vină în oricare din magazinele noastre și caută noul catalog Romstal. I wasn't born.
volum dublu pentru părul tău. Nou, Nivea Volume Sensation cu sistemul inovator Style Infusion învăluie și ridică firul de păr pentru volum dublu, impact dublu și fixare de durată. Noua gamă Nivea Volume Sensation, pentru că frumusețea este încredere. Iubita mea, poți să-ți surprind simțurile cu ceva perfect? Noul cremoso cu piersici e unic. Iaurt atât de cremos, fin și desăvârșit. La fel ca tine, piersici aromate și catifelate. La fel ca tine. Iar combinația dintre ele este unică și irezistibilă. La fel ca tine, gustă noul cremoso cu fructe. E perfect. E pentru tine. Viena, doar la un pas de vals. Călătorește direct din București către Viena de la 46 de euro. Rezervă acum pe www.blueair.ro sau la call center 021-208-8686. Blue Air, singura companie de smart flying. De ce ne alegem președintele dacă nu pentru o Românie mai puternică? De ce să nu-i cerem direct să-i dea țării locul care îi se cuvine în Europa și în lume? Revista Foreign Policy a lansat un proiect fără precedent în România. Construim fișa de post a viitorului președinte. Comentatori, experți și personalități culturale semnează în revista Foreign Policy un memorandum pentru următorul mandat. Intră pe agendapresedintelui.ro și implică-te în dezbaterea pentru o Românie mai puternică. Avem nevoie de obiective clare, măsuri concrete, proiecte finalizate. Citește din 14 septembrie exclusiv în noul număr Foreign Policy România. Cea mai tare ofertă cu un leu. Ia-ți pachetul de televiziune și telefonie de la UPC cu doar un leu și 19 bani pe zi. Comanda acum la 031 100 1000. Când au poftă de gustare, copiii visează la cele mai savuroase prăjituri. Din ouă, făină de grâu foarte fină, lapte bun și cacao delicioasă. Iată de ce Kinder Delis a folosit toate aceste ingrediente. Prăjitura cu adevărat hrănitoare pentru marile plăceri ale celor mici. Kinder Delis. Un gust de vis. Domnule, vă informez că alegerea vă apreciez. 1 milion aveți de luat și în bancă de băgat. Așadar, nu pierdeți timpul. Trimiteți codul de pe timbru. Aveți aici. A, da. Sticla de 1 milion de RON poate fi în orice magazin. Trimite prin SMS la 1873 codul timbrului și poți câștiga la Dan Diaconescu Direct o mașină pe zi sau milionul. Nu rata oferta specială a lunii de la Danone. Acum Nutri-Day Delicios, pachet promoțional, plătești 6, primești 8. Plătești puțin, primești mai mult. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Ne-am întors în direct la realitatea zilei. Bine, noi v-am solicitat de mai multe ori să ne trimiteți exemple de cheltuire aiurea a banilor publici și vă mulțumim pentru că ați răspuns solicitării noastre. Iată ce se întâmpla la realitatea zilei acum 10 zile. Avem o sesizare interesantă. Știați că în orașul și de orașul, primarul a fost 3 săptămâni în Portugalia împreună cu familia sa, cu un funcționar de la impozite și taxe, cu soția și fiica, cu socrul și soacra funcționarului, cu un fost angajat al primăriei, doctor veterinar, chipurile pe post de dansatori în costume naționale? Noi știm orașul, mulțumim pentru sesizare, vom trimite echipa de reporter special acolo, așa că păzea, dacă vă aflați în situația asta, fugiți deja, pentru că e jale. Ei bine, colega mea Ionela Anastase a pornit pe firul acestei informații dată de un telespectator. Așa a descoperit ceea ce veți vedea imediat. Funcționari publici din Plopeni, județul Prahova, care și-au găsit brusc pasiunea pentru folclor. Așa că în frunte cu primarul și familia dânsului s-au lipit de ansamblu folcloric din oraș și au plecat în Portugalia. Pentru acest lucru ați plătit deja un bilet care costă aproape 1 miliard de lei vechi.
Dragoș Niță este primarul din Plopeni. A fost cu familia în Portugalia, el pe post de trainer al ansamblului folcloric, soția muzician și copilul dansator. Din delegația care a plecat la festivalul folcloric a făcut parte și Cătălin Antemir, de profesie medic veterinar, fost angajat al primăriei. N-a fost singur, ci cu soția și copilul. Dumnealui a tradus, soția a cântat și fetița a dansat. Familia lui Cristian Paraschiv, angajat la direcția taxe și impozite, s-a prins în horă în insulele Azore, tot cu trei membri, toți dansatori. Hora pe bani publici a prins rău pe funcționarii din Plopeni. Sunt trei familii de artiști amatori care s-au plimbat 20 de zile prin Portugalia. 9 oameni care aparent nu au nicio treabă cu folclorul și-au făcut norocul alături de un ansamblu cu renume. Au schimbat cravata și costumul cu ea, fota și brăcinarii și au plecat să cânte și să danseze în insulele Azore la un festival internațional. 16 au fost, da, doar dansatorii și 6, da, 6 cu 16, 22, cu primarul 23. 23 au fost? Mai mulți? 30 a avut delegația Portugaliei. 30 sau 32. Doi de la primărie, doi de la prefectură, două de la școala de fete, plus dansatorii adevărați. În total 35 de persoane, fiecare cu sarcini precise. Au avut instrumente pe care la paradă nu le putea unul singur să le care, respectiv un contrabas sau un țambal mare. Portughezii au făcut invitația, iar prahovenii s-au dus cu ce au avut mai bun prin ogradă. Primarul cu soția, cu un salariat la Sfianța Republicii Locale, care împreună cu soția, medicul veterinar fost angajat al primăriei Plopeni, cu soția, copiii, bineînțeles, cu familia întreagă. O gașcă. S-a dus doctor veterinar cu domnul primar și așa i-a dus și când vin la fotbal. N-ai voie fără medic. Din banii cui? Primăria n-are un buget. Ea de acolo că nu se cunoaște. Sunt trei bărbați care nu se cunosc, dar sunt doar trei din cei 9600 de locuitori ai orașului Plopeni care cer socoteala pentru banii din bugetul primăriei, adică banii lor. Cum pot să spun eu că am luat un doctor veterinar? Eu sunt directorul casei de cultură și eu am plecat cu ansamblu, nu cu doctorul veterinar. La noi au fost, v-am spus, muzicieni, dansatori, trainerii. Pe lista celor care au fost în Portugalia, în dreptul numelui primarului apare cuvântul trainer. Am primit o explicație. La noi, trainerii sunt cei care creează ambientul pentru spectacolul respectiv. Acesta a fost rolul primarului, să creeze ambientul, dar dumnealui nu a venit singur. Soția domnului primar, în primul rând, că au fost în grup vocal. La noi, încă o dată repet, fiind oraș atât de mic, este o familie. Și atunci fiecare își aduce. Copilul primarului a și dansat și a fost și purtător de seac. Noi la cultură nu facem discriminări între soți, soții, tați, copii. Dumneavoastră ați fost cu soția? Da, pentru că soția mea lucrează în casa de cultură și este cea care pregătește întru tot o manifestare. Distracția a costat aproape 1 miliard de lei vechi, doar transportul și diurnele, pentru că masa și cazarea au fost asigurate de portughezi. Acest 1 miliard de lei, la nivelul localității care trăiește într-o sărăcie cruntă, se putea folosi pentru trotuare, amenajări de spații de joacă pentru copii, pentru parcări. Poate și-au plătit singuri. Asta e mai greu să spui că și-au plătit singuri. Nu, no, să plătesc asta. Vă apucă râsul. E chiar dacă ar fi un copil în locul meu. Și pe el apucă râsul când au zis că ai cuiți în banii. Ce nu se știe cuiți în bani? Acest pensionar vrea doar să se lămurească. De ce nu sunt bani într-o țară altfel destul de mare și nu tocmai săracă, cu un buget anual de 37 de miliarde de euro? O mică parte de acolo, de la Plopeni, s-a dus în peninsula Iberică. Din păcate, o pată neagră asupra unui eveniment care ar fi putut să aducă în țară doar lauri. Dacă la anul se mai face deplasarea, mă luați pe mine să țin steagul. Nu, pe eu, pe dumneavoastră, pentru că sunteți foarte bună reporter, vă iau să îmi faceți parte de imagine. Salva Prahovei, a casei de cultură din Plopeni, maestru coregraf Nicola Chiriță. Bun, până și colegii noastre, Ionela Anastasiei, s-a găsit un loc eventual în această delegație. Bună seara, domnule primar Dragoș Niță. Bună seara dumneavoastră și invitaților. Nu vă întreb din ce partid faceți parte, în schimb vă întreb dacă medicul veterinar, soția dumneavoastră, copiii și copiii celor care au mers în ansamblu chiar au dansat acolo. Chiar au fost traineri. Domnul Dintescu, un ansamblu folcloric nu răspunde primarul de el. Înțelegeți? Directorul casei de cultură și maestru Chiriță se ocupă de lucrul acesta. Eu mă ocup de buget. Da, tocmai, da. Să fiu precis,
ca să mă înțelegeți, deci nu știu de ce s-a ajuns la nivelul ăsta, mă rog, la importanța asta, bugetul Casei de Cultură se discută în decembrie 2008. Și ca să fiu și mai precis să înțelegeți exact, a fost mai mic decât în 2008. Deci pe 2009 a fost mai mic decât în 2008. Probleme din astea cu răutări. Bun, vă mulțumesc pentru precizările astea. Stimați invitați noastră, de ce râdeți? Doamna Fără, de ce râdeți? Da, pentru că, sigur, se ocupă de buget, e o chestie clasică. Sigur, nu știu cum ați reușit să-i prindeți, ca să zic așa, cu mâța în, în sac. Deci este chestia tradițională, de fapt, în România, presupun că sunt Bun. Alte câteva 20 sute de secunde primări unde rămas pentru practică. Fiecare invitat. Domnule Frundo. Așa funcționează țara asta, după principiul da. Cine împarte, parte își face? Din păcate o parte, da. Este sau cine împarte, dansează? Sau plâng. E comic dacă te uiți de afară, tragic dacă trăiești printre oamenii ăștia. Eu cred că autoritățile trebuie să intervină. Filmul acesta este o sesizare și trebuie cineva Mulțumesc. Să plătească această istorie. Vă rog, domnule Tabăr. Nu este normal ce se întâmplă. Una este o relație culturală de un anumit tip și alta este cu implicarea și mai ales participarea celor Doamna care n-ar trebui să participe la da, ascultere. Trebuie să fie suficient această filmare ca, eu știu, Curtea de Conturi sau alte organe abilitate să se sesizeze. Nu vă rog, domnule Banice. Evident că nu este normal și cred că și ei încep să facă ceea ce văd la politicienii mai mari de la București, așa, de la Doar să continuăm însă să dăm curs sesizărilor, pentru că să știți că sunt zeci, sute de sesizări. N-avem noi timp să mergem peste tot, dar ați văzut ce lucruri interesante descoperim. Rămâneți cu noi și, eventual, sigur, până mâine puteți să și încercați un dans. Pe curând. La revedere! Peste 100 de surprize Kinder Joy aduc fantezie în lumea ta! Acum descoperă în Kinder Joy și surprizele Ice Age 3! Într-o singură secundă, o pasăre colibri bate din aripi de 25 de ori. În aceeași secundă, senzorii ESP ai unui Peugeot 308 analizează traiectoria tot de 25 de ori. Pentru ca tu să ai control asupra drumului. Iar ca să simți controlul și asupra prețului, noi îți oferim tehnologie de vârf la numai 10.681 euro cu TVA și primă de casare incluse. Și garantăm finanțare oricărui venit prin MyDeal. Costinești, coafura rezistă. Vințul de jos, coafura rezistă. Săpânța, coafura rezistă. Da, e ok. Cosmetics Beauty Hair. 17-20 septembrie numai la Romexpo. Iubita mea, pot să-ți surprind simțurile cu ceva perfect? Noul cremoso cu piersici e unic. Iaurt atât de cremos, fin și desăvârșit. La fel ca tine, piersici aromate și catifelate. La fel ca tine. Iar combinația dintre ele este unică și irezistibilă. La fel ca tine, gustă noul cremoso cu fructe. E perfect. E pentru tine. Unde trăiesc urși și panda? Cum pot avea grijă de cățelușul meu? Dar caii, ce mănâncă? Animalele Planetei, prima enciclopedie completă despre animale pentru întreaga familie. Află totul despre fascinanta lume animalelor. Învață cum să fii veterinar. Fă-ți un nou prieten și ai grijă de el. Păstrează fiecare număr în biblioraftul seriei. Animalele Planetei, primul număr la doar 2,99 lei. Acum la chioșcuri de la De Agostini. Viena, doar la un pas de vals. Călătorește direct din București către Viena de la 46 de euro. Rezervă acum pe www.blueair.ro sau la call center 021-208-8686. Blue Air, singura companie de smart flying. De ce ne alegem președintele dacă nu pentru o Românie mai puternică? De ce să nu-i cerem direct să-i dea țării locul care îi se cuvine în Europa și în lume? Revista Foreign Policy a lansat un proiect fără precedent în România. Construim fișa de post a viitorului președinte. Comentatori, experți și personalități culturale semnează în revista Foreign Policy un memorandum pentru următorul mandat. Intră pe agendapresedintelui.ro și implică-te în dezbaterea pentru o Românie mai puternică. Avem nevoie
de obiective clare, măsuri concrete, proiecte finalizate. Citește din 14 septembrie exclusiv în noul număr Foreign Policy România. Muncești ca un robot? Cu multă ciocolată cu lapte și napolitană crocantă, KitKat este într-adevăr o pauză bine meritată. Have a break. Have a KitKat. Un balonaș, două balonașe, până la sută nepoțele. Sigur, mătușică. Aș face orice pentru casă. Ca să fii tu fericită. Atât de mult îți dorești o casă? Millennium Bank te ajută cu un preț mic. Alege creditul ipotecar și ai 6,5% marjă peste Euribor sau Robor la 3 luni și 0% comision de administrare. Millennium Bank. Viața ne inspiră. Noi creăm automobile, însă nu doar atât. Inventăm mașinile timpului, construim pluguri de zăpadă, creăm opere de artă. Ne inspirăm fanii și fancluburile. De multă vreme am înțeles un lucru esențial. Ce îi faci pe oameni să simtă și ce faci sunt absolut la fel de importante. Și la BMW nu construim doar mașini, creăm bucurie. I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. Trebuie să te pregătești pentru experiența Hochland, pentru că, produs numai din ingrediente naturale, cașcavalul Hochland e atât de gustos, încât vrei să fii mai aproape de natură atunci când îl savurezi. Hochland, bucuria gustului. Știați că Michelangelo a pictat singur cupola capelei Sixtine în doar 4 ani? Știați că nu-și semna operele excepție fiind Pietà din San Pietro Vatican? Știați că în anii 1500 a avut inspirația de a investi în case și terenuri? Pentru un minim de cultură generală, trebuie să cunoști capodoperele picturii universale și autorilor. Descoperă viața și opera lui Michelangelo în colecția Pictori de Geniu. 160 de pagini cu cele mai frumoase picturi și sculpturi ale artistului, cu informații importante despre viața și perioada în care a trăit. Colecția Pictori de Geniu. Urmează Leonardo da Vinci, Picasso, Van Gogh și Monet. Cărți esențiale pentru cultura ta generală. Viața și opera lui Michelangelo. Primul volum din colecția Pictori de Geniu este oferit gratis. Miercuri, 16 septembrie, cu ziarul Adevărul și Adevărul Literar și Artistic. Și joi, 17 septembrie, cu revista Dilema Veche. Lasă-te purta de gustul de un cafe într-o călătorie în lumea cafelei. Împătimiții cafelei știu bine că licoarea miraculoasă dă tonul zilei. Așa se întâmpla și în secolul al XV-lea. La vremea aceea, fără vrerea lor, grăunțele bronzate cu aromă încântătoare au luat-o la pas, pitite bine în boccelele sclavilor sudanezi. Bieții de ei ronțăiau boabele de cafea pentru a rezista drumului cu vapoarele peste Marea Roșie între Africa și Orient. În țările islamice, Coranul interzice consumul băuturilor alcoolice, așadar calități revigorante ale cafelei i-au asigurat încă de pe atunci un viitor strălucit. Așa începe, dacă vrei, istoria asiatică a cafelei, acolo unde de altfel și-a găsit cei mai pasionați consumatori. Un secol mai târziu, cafegiii Imperiului Otoman au făcut averi frumușele, căci fiertura ajunsese să cucerească teritorii noi mai lesne decât iataganul. Devenise eticheta oricărei gazde sau cartea de vizită a neguțătorului. Orice mușteriu era mai întâi prostit de cafea și abia apoi îmbiat la mărfuri. La începutul secolului al XVII-lea, negustorii venețieni care aveau legătură cu Levantul aduc italienilor cafeaua. Nu știu dacă e legendă sau ba, dar se pare că Papa Clement al VIII-lea cunoscuse cu mult înainte gustul cafelei și, încântat peste măsura bunei cuvințe de gustul aromat, a gândit că-i lucrătura satanei, drept pentru care ar fi interzis băutura. Apoi și-a dat seama că cel mai bine ar fi să o creștineze, ca ea să devină plăcută și celor sfinte. Nathaniel, un student grec la Balliol College, Oxford, este cel care prepară pentru prima dată cafea în Anglia, năzbâtie pentru care va fi și exmatriculat. Câțiva ani mai târziu, Oxford Coffee Club, înființat de un evreu, avea să devină celebra Royal Academy.
Pe noi ne-a cucerit repede că de stat la Taclale a plăcut dintotdeauna și calicului, dar mai ales boierului. Pe vremea lui Bogdan Vodă parese un logofăt servit de poartă cu o ceașcă de cafea, o ridică și urează sultanului viață lungă. Și pe atunci eram meșteri la gafe diplomatice.